Bună ziua, bun găsit la Lux Sport Live, sunt Gianina Iacob. Astăzi eu am invitat în studio pe campioana noastră olimpică la gimnastică, Monica Roșu. Nu mai este în activitate de ceva ani, însă pentru noi rămâne o campioană. Va fi și campioana unei fetițe, pentru că este însărcinată. În luna februarie va da naștere unei ființe aici pe planeta Pământ. Monica, îți mulțumim mult de tot pentru că ai acceptat invitația noastră. Cum te simți? Cu mare drag și mă bucur să te revăd, pentru că nu te-am mai văzut de ceva ani, cred că pot să spun. Da, exact. Cum să mă simt? Bine! Suntem în formă, zic eu. Suntem active, sunt, uite, cu zâmbetul pe față, cu bebelina la purtător. E o altă etapă din viața mea și chiar dacă sunt așa cumva spre final, încă încerc să mă obișnuiesc, pentru că e un lucru total schimbat. Așa e, nu-ți vine să crezi că ești însărcinată. Să știi că nu. Să știi că nu mai râd cu Vlad seara și spun, zic că nu mă imaginam. De fapt, nu că nu mă imaginam, nu mă vedeam, poate, nu știu, acum, în postura asta, chiar dacă ne doream. E așa, ceva... E un sentiment plăcut în același timp, dar te cuprind multe alte gânduri. Dar ce să facem? Suntem fericiți, mai avem puțin, abia așteptăm să o cunoaștem, să vină alături de noi. Corect, dar este o senzație ciudată că în interiorul tău se mișcă ceva, crește ceva. Da, îți doresc să experimentezi și tu treaba asta. Mai ales acum, în ultima perioadă, de când am mai crescut, are tot felul... Asta mă întreb și eu, ce tot faci acolo? Pentru că nu ai multe lucruri la dispoziție decât să te joci cu un cordon umbilical. Chiar aseară a fost, nu știu dacă pot să spun că agitată, pentru că a fost foarte liniștită. Se întorcea, cred că trăgea de cordon, ori strănuta, ori, nu știu, sughița. Îți face pur și simplu burta, o vezi cum se strâmbă dintr-o parte în alta. Dar sunt niște sentimente unice, n-ai cum să, adică e greu să le descrii până nu le simți. Vom vorbi despre această nouă postură în care ești tu acum, aceea de viitoare mămică, pentru că sunt curioasă cum trăiești aceste momente de când ai rămas însărcinată, inclusiv perioada de acum, când știi că o să-ți vezi copilul, e ceva care iese din tine la propriu. Încercăm să ne imaginăm, dar e destul de greu. Probabil că până nu chiar o voi avea la piept, până nu o voi naște, sunt tot felul de presupuneri. Atunci probabil că voi putea să spun exact ce simți, cum te simți. Până acum pot să spun că clar e un sentiment unic pe care îl trăiește o femeie. Să poți să dai naștere, să știi că nu mai singură, practic. Eu de 8 luni de zile nu mai sunt singură. Oriunde mă duc sau și acasă, sunt cu bebelina la purtător. Încerc să vorbesc cu ea, e destul de ciudat. Stau câteodată și zic, ia uite că vorbesc cu burtica, dar de fapt vorbesc cu bebelina. Exact. Sunt niște sentimente și trăiri frumoase pe care mă bucur că femeile, că noi femeile avem parte de ele. O să continuăm discuțiile astea după ce vă anunțăm așa că seara nu a fost deloc o seară bună pentru sporturile din România. Mă refer aici la fotbal, la handbal, dar nici la gimnastică. Începem cu partida de fotbal dintre CFR Cluj și Young Boys Berna. Din păcate, clujenii nu mai evoluează în Europa League. Drumul lor s-a oprit aseară. Haideți să vedem declarații. Ce mai e de spus după o asemenea fază? Cred că a văzut toată lumea la televizor ce penalti a putut să dea acest arbitru. Cred eu că suntem prea mici. Probabil a dat penalti pentru că suntem români. Dar asta este, din păcate, nu mai putem întoarce rezultatul. Este o dezamăgire mare în rândul echipei. Cred eu că în rândul...
României. Cred că este o dezamăgire foarte mare, pentru că nu meritam să pierdem această calificare, dar acest arbitru a făcut să pierdem această calificare. Nici n-am apucat să ajung la el, că mi-a dat roșu direct și l-am întrebat pentru ce. Pentru ce îmi dai roșu? Pentru proteste? Păi ce ți-am zis? Că ți-am spus cum să dai asemenea penalti. Asta a fost singurul dialog cu el avut. Pentru ce îmi dai roșu? Că pentru proteste. Păi ce proteste? Că nici n-am ajuns la tine să apuc să te întreb. În primul rând, echipa a făcut un meci excelent, de tot punct de vedere. O jucat, a avut ocazia, a jucat foarte bine. Pe final, acest arbit, că nu ai alt cuvânt, a fost penibil. E un arbit penibil. Noi vorbim de arbitri de la noi, dar acest arbit e penibil. Nu are nici... Nu știu cum arbitrează acest arbit în Europa League sau Champions League. E un arbit penibil. Fel european, cu siguranță, așa ceva n-am văzut în viața mea. Naționala României de handbal a pierdut și ea primul meci din grupa principală de la campionatul european, 20-25 cu Croația. Haideți să vedem și de acolo declarații. Spiritul, eu zic că este ceea ce ne-a lipsit ieri. Deși încrezătoare fetele, înainte de meci, ca și noi, de altfel, așa cum spuneai, însă s-a dovedit că nu a fost de ajuns acest lucru. Am clacat, jocul nostru, atât defensiv cât și ofensiv, din păcate, a fost lipsit de consistență. Deci, practic, nu am arătat nimic care să ne facă să sperăm la un rezultat pozitiv. Este normal ca așteptările să fie mari din partea tuturor. Trebuie să admitem, totuși, spuneam înainte de turneul final, că este apogeul unei generații. Nimeni dintre noi nu s-a prezentat aici să piardă sau să scriem și să rescriem istorii negative, să spun, sau recorduri negative. Trebuie să creștem și viitoarea echipă națională, să o construim. Am revenit în studio, Monica Roșu este alături de mine. Moni, haideți să vorbim și despre subiectul gimnastică. O să revin la capitolul Monica Roșu, viitoare mămică. Însă suntem acum la aceste știri care nu sunt deloc bune din sportul românesc. În această perioadă au loc campionatele europene de gimnastică din Turcia. Au început băieții, o să urmeze și fetele, însă ieri au avut loc calificările pe echipe, dar și individual. Însă la echipe ne-am clasat pe penultimul loc, într-o componență cu niște echipe de care nu am auzit. Adică înaintea noastră au fost niște echipe care niciodată n-ar fi fost înaintea noastră în urmă cu mulți ani. Ce crezi că se întâmplă acolo? Așa este, da. Să știi că am văzut și eu aseară rezultatele și chiar mă întrebam, pentru că mai văzusem un articol înainte, în care mare parte din echipele foarte importante ale Europei anunțau că nu vor participa la acest campionat european și cumva în sinea mea eram bucuroasă că vom avea o șansă să ne batem pentru medalii. Ei bine, cred că doar în sinea mea mă bucuram, pentru că aseară am văzut și eu rezultatele. Da, un loc 8 din 9 echipe. Ce să spun? E greu de găsit niște explicații, de spus, mai ales că am practicat acest sport și știu că se pot întâmpla foarte multe neprevăzute. Doar că la noi se cam întâmplă neprevăzute de cam mulți ani și tot nu reușim să ne dăm seama ce se întâmplă cu noi. Echipa cu siguranță a fost și cumva nouă, pentru că știu că sunt doi juniori veniți la seniorat. Probabil că emoțiile, lipsa antrenamentelor din primăvară, când am fost cu toții în carantină, în stare de urgență și a pus amprenta, nu-mi dau seama exact ce se întâmplă la băieți, pentru că și acolo am avut, să ne aducem aminte, că am avut o echipă bună, am avut campioni
europeni mondiali, s-au clasat pe podium la Jocurile Olimpice în 2004 și dintr-o dată ne-am dus în jos, așa. E greu să dau eu niște, nu știu, să găsesc vinovați. Mm-hmm. Cred că cu toții suntem vinovați, nu doar băieții care intră în sală, cred că întreg sistemul așa e vinovat pentru ceea ce se întâmplă, nu doar la gimnastică, ci în întreg sportul, pentru că tot sportul e așa într-o cădere liberă. Păi, din cei 5 sportivi care au reprezentat România acolo pe echipe în calificări, cine crezi că a luat punctajul cel mai mare? Marian Drăgulescu, la 40 de ani. Îi face peste o săptămână. Marian și bănuiesc că a și prins finala la sărituri. Pentru că ar fi fost culmea ca măcar el să nu prindă finala. Da, e destul de trist pentru că, uite, și acum stăm într-un singur sportiv care, cum ai spus și tu, are aproape de 40 de ani și tot de la el așteptăm așa minuni sau să ne scoată cumva, exact. Să mai scoatem capul în lume. Sper că, nu știu, a fost așa, tot spunem că fiecare competiție e un duș rece. Ori cu gheață, ori cu bulgări, ori cu nu dau noi seama și care Wim e dușul ăla. Exact. Ar trebui ca la anul, pentru că imediat se termină anul, la anul avem din nou calificări pentru Jocurile Olimpice și poate se întâmplă ceva, poate 2021 vine cu o altă viziune, cu altă abordare, cu altă dorință, cu, nu știu, cu alt chef de antrenament, cu mai mult chef de muncă. Da, da. Hai să vedem ce părere are domnul Dan Grecu, fost antrenor al lotului de gimnastică. Bună ziua, domnule Grecu! Bună ziua, noastră și telespectatorilor noastră. Îi rog pe colegii mei să dea un pic mai tare sunetul în studio, pentru că îl auzim destul de greu pe domnul Grecu. Spuneți-mi, vă rog, ce impresie aveți dumneavoastră după aceste calificări la europene, în condițiile în care ne-am clasat pe penultimul loc și doar doi sportivi s-au calificat în finalele pe aparate? Sigur, și eu sunt dezamăgit. Sunt convins că o să avem o discuție acasă când vor veni. Și vom vedea ce măsuri putem lua. E acesta un dezastru în continuare pentru gimnastica românească sau vi se pare că exagerez eu acum? Eu nu-l consider un dezastru, însă trebuie să remediate niște lucruri. Cum ar fi? Mai multe și o să vedem în analiza pe care o să avem. Ce considerați că ar trebui totuși să se facă pe viitor? Măcar dați-ne niște detalii generale, așa, nu neapărat punctuale și de ședință doar în privat. Da, pe viitor, în primul rând, toate cluburile din țară ar trebui să lucreze la selecție, să avem copii de unde să-i selectăm pentru loturi, lotul de juniori și lotul de seniori. Și atunci mai discutăm. Considerați că ar fi nevoie să se păstreze în continuare aceiași antrenori? Asta rămâne de discutat în momentul în care ajung copiii acasă. Uh-huh. Am înțeles. Totuși e de bine că din spate juniorii s-au clasat totuși pe locul 4? Eu zic că e bine în condițiile date și cu niște accidentări neprevăzute, dar îl consider un rezultat. Am înțeles. Bun, domnul Grecu, vă mulțumim mult de tot pentru că v-ați făcut timp să intrați în legătură cu noi. Monica, am revenit la tine. Ce crezi că se va întâmpla cu fetele? Pentru că deja peste o săptămână vor intra și ele în aceeași competiție, însă la feminin, normal. Aș vrea să cred că nu același lucru. Adică, chiar dacă trecem printr-o perioadă nu tocmai plăcută,
Sper, și mă gândesc că și la băieți totuși poate s-au întâmplat anumite lucruri pe care noi nu le știm, nu avem informațiile necesare. Aș vrea să cred că la fete cumva lucrurile vor sta altfel. E o echipă bună, știu că se pot aduna, se pot mobiliza foarte bine în concurs. Am văzut câteva execuții de ale lor la campionatele naționale de la Ploiești recent. Și mi-a plăcut cumva ceea ce am văzut, chiar dacă mai au foarte mult de pus la punct. Evident că nu știu cu ce fete vor veni celelalte țări, care va fi starea lor de spirit și dorința. De fapt, dorința, cred că, indiferent de țara din care provii, este foarte mare, pentru că acum au posibilitatea să ajungă la acea medalie la care poate la un alt campionat european, când lucrurile se desfășoară normal, nu ar avea șanse. Și atunci zic eu că în momentul de față lupta este și mai mare, pentru că îți dorești ca acum, dacă ai posibilitatea, să muși cu dinții din aparat, să-ți faci treaba și să reușești să-ți iei acea medalie și de ce nu să reușesc să obții o calificare pentru Jocurile Olimpice. Vom discuta și despre revenirea Larisei Iordache și părerea ta despre acest lucru după pauza de publicitate. Rămâneți alături de noi, revenim în scurt timp. Am revenit în studio, Monica Roșu este astăzi alături de mine. Am discutat până acum în prima parte a emisiunii puțin despre viața ei de viitoare mămică. O să discutăm și în cea de-a doua parte. Însă până atunci avem și o surpriză muzicală, să spun așa. O surpriză muzicală, dar care are legătură strânsă cu sportul. Îl avem prin Skype alături de noi pe domnul Victor Socaciu. Bună ziua, domnule Socaciu! Bună ziua! Ce faceți? N-aș spune în izolare, dar în semi-izolare, așa. Acasă la mine, eu locuiesc de câțiva ani la vreo 100 de kilometri de București, lângă Câmpina la Cornu. O, frumos, sunteți aproape de natură, auziți încă păsărelele ciripind, dacă mai sunt, dacă au mai rămas. Înconjurat de zăpezi mari și frumoase. Și cu ce vă ocupați timpul acum în zona aceea și în perioada asta? În perioada asta scriu. Am scris muzică, am scris poezie. Cam asta este în mare ca preocupări și, firește, relaționare pe toate canalele astea mass media cu prieteni, cu oameni din artă în general. Apropo de compus, dumneavoastră ați compus imnul Rapidului alături de domnul Adrian Păunescu și sunt foarte multe povești legate de crearea acestui imn. Că s-a făcut după un meci, că v-a strâns la un moment dat la o masă, la un vin și că ați creat acolo. Ne puteți spune dumneavoastră adevărata poveste? Adevărata poveste că l-am scris chiar pe terenul. Adrian Păunescu, el a scris, iar eu am scris muzica. Chiar la ieșirea echipelor din tunel, acolo am găsit o bancă și am șezut amândoi, de fapt amândrei, că era și Ovidiu Ianițoaia cu noi și el nota ce Deci cam așa a fost. Să știți că n-am înțeles extraordinar de bine pentru că se întrerupe legătura. Nu știu acum să mă ajute colegii mei dacă e cazul să-i spun domnului Socaciu să repete ce a spus. Vă rog să repetați. Am scris împreună cu Adrian Păunescu. Întecul Păunescu textul, iar eu muzica. Se întâmpla asta în 1980 și chiar la pauza era la ieșirea din tunel, am găsit o băncuță, ne pregăteam să facem o miuță, o alergare acolo ca băieții și înainte de a ne arunca în iarbă, Ovidiu Ianițoaia fiind cu noi,
a scris pe o bucată de hârtie strofele cântecului și refrenul. Iar eu am compus în același timp și melodia. Cât timp v-a luat acest moment de creație? Cam o jumătate de oră, să spun. Wow, incredibil. Dar bine, după aceea eu am elaborat muzica. A mai durat până să ajungem piesa la forma pe care o are acum. Mm-hmm. Acum când o auziți, o ascultăm și noi în studio pe fundal, ce trăiți? Ce aveți în minte? Ce aveți în suflet? Și pe mine cântecul ăsta, cu atât mai mult cu cât vine din sufletul meu muzica aceasta și iată că de fiecare dată când îl ascult, sufletul meu se transformă într-o culoare vișinie. Alb vișinie, da. Vă mai uitați la meciurile Rapidului? Da, sigur că mă uit. Da. Când o vedeți în Liga 1? Eu sper că la anul. Acum suntem pe locul 3, dar șansele noastre acum, după mercatul ăsta dintre ani, să reușim să mai aducem 2-3 jucători, nu ne trebuie mai mulți. Asta pentru a completa lotul, că pe unele posturi nu avem chiar cele mai bune variante. Așa că cu 2-3 jucători cred că vom fi în Liga 1 din vară. Mai compuneți imnuri sportive, să spun așa? Da, am scris la Rulmentul Brașov. Echipa de volei, când era, să spun, în glorie și când a ajuns să joace finala EHF, așa ceva. Și am mai scris, uite, pentru o echipă mai micuță. N-are important acum. Eu mă gândeam acum dacă ați mai fost solicitat să mai compuneți, pentru că le tot punem pe acestea. Sunt anumite echipe de la noi cunoscute care nu au neapărat un imn al lor. Da, m-au mai căutat să scriu muzică și la alții, dar am refuzat. De exemplu, Gigi Becali ar fi vrut să scriu și pentru Steaua, dar nu sunt compatibil. Nu pentru că nu iubesc și Steaua. Iubesc și Steaua, dar de fapt, FCSB acum. Exact. Totuși, atâta timp cât sunt dedicat Rapidului, rămân cu Rapidul până la moarte, cum se spune. O, da, chiar ce devotat sunteți. Super. Adică ăsta e suporterul adevărat. Normal, nu poți să faci un imn la o echipă, după aia să faci la încă o echipă și la încă o echipă. Sigur. Am mai scris pentru echipa națională, dar asta e altceva. Mm-hmm. Deja asta devine compatibil. Nu s-a supărat domnul Becali pe dumneavoastră că l-ați refuzat? Nu. Cred că m-a respectat și mai mult. Nea Gigi e un om, să știți, de mare ispravă și are o inimă cât România asta de mare. Dar nu puteam să dau curs acestei cereri pentru că sunt rapidist și nu pot gândi decât în culoarea asta, vișinie, alb-vișinie, să zic, în culorile astea. Știți că o să aveți un loc la tribuna oficială de la noul stadion? Păi n-am știut asta, dar ce îmi spuneți noastră este o veste foarte bună și în sfârșit mă bag în seamă și conducerea Rapidului. Un scaun cu numele dumneavoastră, adică e stabilit. E stabilit asta? Da. Mă bucur mult. Dar de ce spuneți că în sfârșit vă bagă în seamă? V-ați simțit cumva neglijat, având în vedere iubirea dumneavoastră pentru culorile vișinii? Nu, sunt puțin neglijat pentru că am avut o plecare din țară vreo 3 ani și ceva. Apoi m-am mutat din București, deci nu mai sunt concitadin cu echipa mea și stau, cum vă spuneam, la 100 de kilometri de București. Mie mai greu să vin chiar la toate meciurile, dar de câte ori pot, sunt acolo. Și de-aia am cam rupt legăturile, deși chiar dacă și la club s-au cam schimbat și oamenii, și acționarii, și conducătorii, cum se spune,
Dar sper acum să reluăm odată ce echipa va ajunge în divizia A, adică Liga 1. Sper să reluăm bunele și tradiția veche de colaborare. Am înțeles. Cât timp ați fost dumneavoastră plecat în Canada, nu? Cum se simțea, sau altfel spus, se mai simțea prezența Nadiei Comăneci acolo, la Montreal? Da. Nadia, chiar de Crăciun, pot să vă spun, am văzut și anul ăsta s-a întâmplat, pe fațada unui zgârie nori apărea figura ei, corpul ei, pe bârnă. Ceea ce era o imagine așa extraordinară, întinsă pe 50 de metri înălțime, se vedea, cum să spun, în tot centrul Montrealului. Pe de altă parte, vreau să vă spun, la Montreal trăiesc 50.000 de suflete românești. Acolo e un oraș întreg, în marea metropolă Montreal. Sunt români și găsești peste tot, în magazine auzi limba română, pe stradă, au o comunitate frumoasă. Ce să spun? Am avut 3 ani frumoși trăiți în această comunitate. A fost superb. O amintire minunată. Dumneavoastră, la ce sporturi vă mai uitați? O să rămâneți surprins. Eu sunt, am fost cândva șahist de categoria 1. Acum nu mai am forța aia de joc, dar normal că am rămas cu această pasiune. Urmăresc handbalul, că îmi place foarte tare. Urmăresc și snookerul. Și am mare, mare bucurie să văd câtă maestrie există la acești oameni, la acești jucători. Ce spuneți de naționala noastră de handbal acum? Au recunoscut antrenorii că este practic într-o reconstrucție echipa și să nu mai visăm la medalii. Sunteți de acord? Da. Nu, dar nu, să spun, toate sporturile noastre sunt în derivă și la nivel de echipă națională. Pentru că nu se bagă banii sport așa cum trebuie și mai ales în pepinierea asta, în școala de sport. Deci trebuie crescute generațiile de tineri, de copii început și ca să ai rezultate la un moment dat. Ori la noi nu se face această investiție și atunci numai vârfuri din astea, cum ar fi o Simona Halep, poate să răzbată prin talentul ei propriu și prin sacrificiu material făcut de părinții ei. Dar sigur că ea este un sportiv de excepție, așa cum de excepție a fost și Ilie Năstase sau Țiriac la vremea lor, sau cum a fost Gică Hagi. Asta e, nu avem o gândire a la lung pentru sportul românesc și atunci rămânem acolo, pe locurile 60-70, cam la toate sporturile, în lume mă refer. Și da. Despre naționala de fotbal, ce părere aveți? O vedeți și pe ea în reconstrucție? Da, se încearcă o reconstrucție. Cred că e o generație bunicică, dar nu o compar cu generația de aur, cu echipa cu Hagi, cu Ilie Dumitrescu, cu Gică Popescu, cu Ilie Dumitrescu, cum am spus, Sabău, trupa aia extraordinară de atunci, cu Lăcătuși. O să fie și asta, o să facă performanță, dar la un nivel mediu, nu la nivelul, cum să spun, primele 5 echipe ale lumii, cum a fost atunci, cum să spun, situată România, de exemplu, 94 la mondialele din Statele Unite. Nu-i mai avem în teren pe Mutu și pe Rădoi, dar avem antrenorii la naționala mică și naționala mare. Se potrivesc? Da, se potrivesc. Problema e că ei nu joacă. Ei sunt pe marginea terenului. Cei care joacă nu sunt la nivelul lor, deocamdată.
Nu avem o generație atât de puternică. Da, poate că tocmai de aia sunt... Vă rog, vă rog. Da, da, pentru că generația aia totuși provenea dintr-o pepinieră. În România, în acele vremuri, mă refer la anii 70-80, se făcea, exista o școală de fotbal. Fiecare club avea echipe de copii, avea echipe de juniori, firește. Deci exista o preocupare. Mă refer la echipele de diviziile 1 și 2 și 3 chiar. Or, acum, după cum vedeți, sunt doar câteva excepții, așa, niște școli, una oare Gică Hagi, una Gică Popescu, întreprinderi în general private și ele nesusținute fiind decât de efortul lor propriu, nu pot să cer prea mult. Dar chestia asta trebuie asigurată de stat peste tot în țara asta, nu numai în doar 2-3 centre în țara asta. Gata, încheiem cu capitolul sport. Poate vă așteptăm și pe dumneavoastră odată aici în studio. Ne ziceați că ne cântați ceva? Da, am să vă cânt ceva. Vă rog. Mi-am luat armamentul în primire. Știi, când eram puțin mai tiner, așa cum e Monica Roșu. Da, obișnuiam să merg la niște ceaiuri, așa se chemau ele. Și am să vă cânt așa un cântec nostalgic. Pe această temă. Mă merg la un ceai, să fiu liceanul bălai, să n-am decât bani de tramvai. Mi-e dor să mă merg la un ceai, să fiu iarăși puștiul rebel, fumând un chiștoc de camel, să învăț, dar mai mult fără zel, să fiu iarăși puștiu rebel. Mi-e dor să mă merg la un ceai, la un ceai, să fiu liceanul bălai, să n-am decât bani de tramvai, de tramvai. Mi-e dor să mă merg la un ceai. Mi-e dor de începutul de an, mi-e dor să mai fiu licean, să bat mingea iar pe maidan. Mi-e dor de începutul de an, mi-e dor d'un jetan, moi non plus, să fim pe pământ eu și tu, nici când să ne spunem vreun nu, dansând un jetan, moi non plus. Mi-e dor să mă merg la un ceai, la un ceai, să fiu liceanul bălai, să n-am decât bani de tramvai, de tramvai. Mi-e dor să mă merg la un ceai, la un ceai, la un ceai. Superb! Și
nouă ne e dor să mergem la un ceai. Exact. Vă mulțumim mult de tot, domnule Victor Socaciu. Cu tot dragul, îmbrățișez pe Monica, spuneți-i că iubesc. Vă mulțumesc, vă ascult și vă apreciez și toate cele bune, să ne întâlnim cu bine. Vă mulțumim, vă pupăm, zi frumoasă. Mulțumim, mai sănătate și sărbători frumoase. Am revenit în studio. Monica, spune-mi cum simte Bebelina muzica? Măi, i-a plăcut. A stat foarte liniștită pentru că mai devreme așa a început să dea niște piciorușe. Îi place muzica. Să știi că încercăm aproape în fiecare zi să îi punem muzică. Astăzi am dansat, încercăm să îi punem povești, fac cu ea stretching. Adică încerc să fiu cumva activă, doar că la un alt nivel. Cum se întâmplă să devii mamă? Sau cum s-a întâmplat ție? A fost o alegere deliberată sau altfel? Să știi că am lucrat sau lucram de ceva timp la treaba asta. Ne hotărâsem că ar fi cazul să avem și noi un copil. Și să știi că atunci când ne-am dorit, nu s-a întâmplat. Adică cu cât în fiecare lună așteptai așa un semn să vezi dacă primim vreo veste, iată că vestea aia nu venea și așa a trecut aproape un an de zile și nu a venit nicio veste. Iar anul acesta, imediat după ce am ieșit din starea de urgență, s-a întâmplat minunea. Am avut niște discuții la începutul anului în care am spus că trebuie să nu ne mai stresăm, să nu în fiecare lună să avem aceeași întrebare, se întâmplă ceva sau nu, și să vedem cum vor evolua lucrurile de la sine, când va trebui să vină. Cu siguranță, Doamne, ne va trimite sau nu va trimite. Și iată că ne-a trimis acest îngeraș. N-am mai stat să ne stresăm, vine, nu vine, a venit când a vrut ea. Corect. Dar ai fi împăcat cu ideea asta că poate n-ai putea să ai copii? Nu știu dacă m-aș fi împăcat, e un subiect destul de greu, probabil că în urma, nu știu, a mai multor controle, să vezi ce se întâmplă exact cu organismul tău și de ce nu poți avea. Dar există și alte variante de la fertilizare la amfia. Sunt atâția copii care au nevoie de căldura unei familii. Poți să te ocupi de el cumva și la distanță sau, de ce nu, să fie chiar alături de voi acasă. Există posibilități, doar că am încercat să nu ne gândim atât de departe. Am lăsat lucrurile de la sine, suntem sănătoși, tineri și iată că minunea asta s-a întâmplat. Adică te-ai fi gândit inclusiv să înfiezi un copil, nu? Da, și chiar dacă acum că o avem pe Bebelina în burtică, să știi că mereu am fost alături de copiii care nu au avut posibilități de fiecare dată, uite, neapărat în preajma sărbătorilor, am mers la centrele de copii, am donat hăinuțe, dulciuri, cadouri. E un lucru, îți aduce, nu știu, mulțumirea aceea de sine că poți să faci un bine, chiar dacă tu acasă ai copilul tău, ai absolut tot ce îți trebuie, poți să dai din puținul tău și altora. Ce frumos! Moni, simți că te-a ajutat faptul că ai făcut gimnastică de performanță, neapărat gimnastică, ci sport de performanță în sarcina pe care o ai acum? Că se spune că dacă ai făcut sport, cumva corpul este obișnuit cu efortul să țină doi în loc de unu. poate e o legendă, poate nu, de asta te întreb pe tine. Să știi că sportul m-a ajutat în viața de zi cu zi. Nu neapărat acum, probabil că și acum în sarcină, pentru că încerc să trec peste dureri mult mai ușor. Sunt obișnuită cu durerile sau am fost obișnuită cu durerile de mică, cu sacrificiile, cu ceea ce înseamnă să renunți la anumite lucruri pentru a ajunge acolo unde îți dorești.
sportul, practic, m-a făcut ceea ce sunt astăzi, pentru că dacă nu făceam sport, probabil că nu știam să... De fapt, nu știu dacă nu știam să apreciez sau să trec peste toate greutățile vieții, doar că era mai greu să le înțelegi. Așa, făcând sport de mică, plecând de acasă de mică, conștientizez altfel lucrurile. Știu că viața e frumoasă, dar pentru a avea tot ce îți dorești trebuie să muncești foarte mult. Și atunci și în sarcină acum încerc să fiu la fel de echilibrată cum am fost și până să rămân însărcinată. Și probabil că așa voi fi și după ce va veni micuța pe lume. Voi încerca să o învăț și cu binele și cu răul și cu... nici nu știu, probabil că e mult prea devreme acum, dar vom încerca să avem așa, să fie o balanță în absolut tot ce se va întâmpla cu ea. Oni, mai avem foarte puțin din emisiune, a trecut timpul, îmi rămăsese datoare cu acel răspuns legat de Larisa Iordache. Cum ți se pare revenirea aici și dacă crezi că europenele astea sunt o posibilitate pentru ea să aibă o revenire cât mai bună? Mă bucur că Larisa a reușit să-și revină. E o persoană care își dorește foarte mult să reușească. Din păcate, mereu la concursurile importante a avut ghinion. Sper ca de data asta să fi lăsat, nu știu, toate ghinioanele deoparte și să meargă la europene și să ajute echipa în primul rând și mai ales să-și facă treaba la individual, să reușească să prindă o calificare. Pentru că are șanse acum, nu știm exact la fete ce echipe vor veni sau nu, pentru că la băieți au renunțat cele mai importante țări, nu s-au prezentat la campionatul european. La fete încă nu știm ce surprize vom avea, dar e important că a reușit să intre să concureze, că și-a revenit. Mă bucur că o văd optimistă și îi place, încă trăiește prin gimnastică. Și sper să o ajute Doamne să-și îndeplinească visul. Ce nume ai pe listă pentru a-i pune fetiței tale? Măi, să știi că e foarte greu cu asta, cu treaba asta cu alesul numelui, pentru că n-aș putea să spun că am un nume preferat la fetiță pe care îl visam de mică sau nu știu, mi-l doream de foarte mică. Uite, la băiat, dacă era băiat, era simplu, era David. Știu că este foarte folosit, dar îmi place de foarte mult timp și am spus că dacă voi avea un băiețel, cu siguranță îl va chema David. Ei, în schimb, la fetiță am cam exclus varianta asta pentru că mă vedeam, sincer, mamă de băiat, nu de fată. Dar sperăm ca până va ajunge ea să găsim un nume care să îi se și potrivească. Vrem să fie pe... să vină așa, să întregească ceea, caracterul ei. Dar sunt câteva: Daria, Elisa, Emma, Ela, Davina, Kaira, Maisa. Sunt câteva nume, poate unele simple, unele mai așa, mai exotice, sau nu știu, nu le auzim în fiecare zi. Sperăm să ne ajute, mă tot rog la Doamne să ne ajute cumva și ea. Corect. Să o visez și să găsim numele potrivit pentru ea. Mulțumesc mult de tot, Monica Roșu. Acestea sunt transmisiunile zilei de astăzi, vineri 11 decembrie. Mulțumim pentru prezență. Sper să ne mai revedem până naște. Cum să nu? Dragilor, aici se încheie emisiunea. Vă doresc să aveți un weekend plăcut. Sunt Gianina Iacob și ne revedem luni. Pe curând! Yeah.